Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă vorbesc despre câteva mânuțe pentru copilași. I-am cumpărat lui Matias pentru primăvară și vară, dar cum în Germania este o vreme foarte aiurea, efectiv plouă în fiecare zi și este foarte frig, m-am gândit să îi cumpăr și hăinuțe puțin mai groase și aș vrea să vă arăt și vouă câteva modele de hăinuțe pentru copilași de 3 ani și jumătate, 4 ani aproape, numărul cam 110-116, adică are aproape 110 cm. Eu îi cumpăr câteodată și cu un număr mai mare pentru că el crește foarte repede. Să trecem la treabă. Astea le-am cumpărat cu o lună înainte. Asta, spre exemplu, este o bluziță din bumbac 100%. I-am cumpărat foarte multe bluzițe în genul acesta bumbac 100% pentru că el are nevoie, ca orice copil, se murdărește și are nevoie la grădiniță să fie schimbat și atunci eu m-am gândit astea, spre exemplu, le-am luat de mai multă vreme, a fost o reducere undeva la un NKD aici în Germania. Și le-am luat de mai multă vreme, numărul este 110-116, bumbac 100%, am luat aproape pe toate culorile pentru că mi s-au părut foarte, foarte bune, materialul foarte bun și am zis să, dacă sunt reduse, să totuși să iau, pentru că nu găsesc în fiecare, de fiecare dată și în fiecare zi așa de bune, i-am luat toate culorile aproape, pe verde deschis, verde mai închis cu albastru. Toate sunt numărul 110-116 și au costat cam, bucata a costat cam 3,99 euro, adică 4 euro. Sunt noi, sunt cu etichetă pe ele, sunt superbe. Mie îmi plac foarte mult, mi-am luat și așa, cu alb și cu albastru. Practic, astea sunt foarte practice. Sunt foarte practice. Le poate lua la grădiniță, le putem lua și pe afară, le putem... Sunt foarte practice și pe deasupra mai merge câte un plovăraș, aici un pinguin, mai merge câte un plovăraș. Practic, asta este în timp de primăvară sau de toamnă sau de primăvară. Le poate lua cu câte un plovăraș și sunt... Asta e foarte drăguță. V-am mai spus eu despre flohmarturile din Germania. Flohmart, fiecare vine cu ce are și vinde haine, casete, tablouri. Și aici, asta a fost de la S. Oliver, cine a cumpărat-o, presupun că a dat foarte mulți bani, însă mie mi-a dat-o cu un singur euro și am zis, ok, e material foarte bun, așa că am cumpărat-o de la Flohmart. Apoi, i-am mai luat de la Erstings Family un plovăraș în forma asta, care este mai subțirel, are glugă, dar este subțirel, adică este de primăvară, cu un tricou, cu un maieu, cu un tricou pe dedesubt, poate să îl poarte primăvara. Mă tem chiar că este cam prea subțirel și poate ar mai trebui și o gecuță. Mi-a plăcut foarte mult modelul. E un vișiniu așa închis și pe interior arată cam așa. Nu este bumbac, adică nu este, nu cred că este 100% bumbac ăsta. Da, nu este 77% bumbac și 23% poliester. Așa. Dar este portabil, frumos. Tricouri. La fel, i-am luat foarte multe de la Flohmart. Și la Flohmart, efectiv, am găsit tricouri foarte bune. La 1 euro, 100% bumbac. Le-am spălat și o să le calc și copilul le poate purta. Sunt de la firma Lupilu, 110-116. Așa, ăsta este un tricou aș primit,
E frumos, de vară, cu verde. Apoi am mai cumpărat încă unul. Așa. Acum cred că o să întorc camera, pentru că e cel mai bine să mă vedeți pe mine și să vă mai prezint câteva lucrușoare. Vreau să vă mai arăt încă și alte lucrușoare pe care le-am cumpărat lui Matias. Spre exemplu, i-am cumpărat acest plovăraș de la Erstings Family. Un hanorac, așa, care este puțin flaușat. Este plaușat pe dedesubt, dar în serile friguroase, cu vânt, poți să dai și să-i rulezi asta așa. Da, asta e așa. Apoi, două hanorace, care sunt aproape la fel. Numai că, deci astea sunt hanoracele, numai că ăsta este cumpărat nou, de la Kika. Am dat 3 euro și ceva pe el. Este foarte bun. Este îmblănit puțin. Are flaușat așa. Și este foarte călduros. Îmi place foarte mult. Este pe verde. Așa. Are la mânică o chestie din asta să bagi degetul să țină așa. Ăsta am dat 3 euro și ceva, iar aceeași chestie, dar cred că este de o calitate puțin, este o calitate bună, nu știu de unde l-a luat persoana respectivă, am dat 2 euro pe el, dar l-a luat de la Flowmart și arată așa. Este aproape la fel, cu buzunare, nu are în schimb gaura aia pentru deget. În schimb arată așa maro, pe maro și este la fel flaușat și este la fel de bun. Ăsta este SH, ăsta este nou. Apoi, la capitolul pantaloni, i-am cumpărat acești pantaloni, pentru că la grădiniță ni s-a spus că nu au voie să vină cu pantaloni care au nasturi sau chestii din alea care, moș și babă care se bagă una între alta. Efectiv, nu au voie decât cu pantaloni de training sau pantaloni care au șnuri, pentru că nu se pot duce la toaletă, practic nu își pot încheia singuri pantalonii. Matias poate, dar e puțin mai greu. Și atunci asta este cea mai bună închizătoare. O chestie din asta pe care oricum când merge la grădiniță eu lași aproape deschisă. Are și elastic și foarte ușor poate să meargă la toaletă cu astfel de pantaloni. Dar pentru că Matias este un ștrengar, așa, eu nu știu ce face, de se târă numai, aproape numai în genunchi. Îi rămân, mi-a prăpădit 4 perechi de pantaloni de training, în genunchi au gaură. Ăștia i-am luat de la Erstings Family, am dat 12 euro pe ei, arată așa, dar recomand cu mare drag pentru copii, pentru că v-am spus, asta ajută foarte mult și tot în zilele cu vânt au pe dedesubt un alt material atașat de bumbac. Și nu trece, practic, nu trece vântul așa de tare prin ei. Sunt foarte buni. Nu sunt nici flaușați să moară de cald, nu sunt nici prea subțiri să moară de frig. Efectiv, sunt cu două chestii. Materialul acesta care se întinde puțin și ștofa, materialul acesta. Cred că sunt din ștofă. Da, mi-a plăcut foarte mult. Apoi, același model, l-am luat și pe vișiniu, tot cu șnur, așa arată, tot 12,99 € am dat pe ei. Păi am mai luat o pereche de blugi, dar m-am bucurat foarte mult pentru că am găsit tot cu șnur, așa arată. Față, așa arată din spate.
Așa, joacă, cele mai bun sunt pantalonii de training și o să vă arăt acum o pereche de pantaloni de training purtați, foarte purtați. Așa, efectiv, la Matias genunchii toți sunt buliți. În fine, ce mai recomand pentru copilași? Spre exemplu, acest fel de geacă care are un material puțin mai tare și la mânecă are și ceva de licra să practic să nu urce așa ca asta, să nu se ruleze pe mâini, să-i rămâne fix aici. Așa. Și înăuntru este cu material de un material așa foarte, foarte plăcut la atingere, foarte fin. Deci, așa arată. Și încă una este o gețiță de ploaie. Este numai simplă, doar de ploaie, practic e un fâș. Are un fâș mai tare pe partea asta și un fâș mai subțire pe interior. E căpușeala mai subțire. Are glugă. Și asta se îmbracă foarte rapid, poți să o iei, practic poți să o împachetezi, să o faci foarte, foarte mică, să o iei într-un rucsăcel sau într-o sacoșică, imediat când dacă vine ploaia sau ceva, o poate să o ia. Astăzi am fost la H&M și i-am mai cumpărat câte ceva, pentru că niciodată nu e de ajuns pentru copiii noștri câte haine au, dar tot zici, lasă că îi mai trebuie și asta și asta, ei se mai murdăresc, mai cad, cum v-am spus, mai fac găuri, mai găuresc pantalonii sau așa, se mai împiedică. Și am fost la H&M și acum o să vă arăt tot ce am luat și de la H&M. Ok, și, după cum vă spuneam, pantalonii de training, cei mai buni pentru mine, funcționează peste tot. Și la joacă, și la grădiniță, și peste tot. Pantaloni de training, forma asta, culoarea asta, nu sunt flaușați, sunt efectiv puțin mai subțire. Au fost 8 euro. 7,99 euro, însă a fost această ofertă 3 for 2, adică cumperi 3 și plătești doar 2 produse, practic unul primești gratis. Și la oferta asta am luat așa o pereche de pantaloni de training, încă una așa pe albastru închis. I-am luat, după cum am spus, 110-116, el poartă 110, dar ca să fiu sigură că nu-i rămân mici în următoarea lună, ca să îi mai poarte mai mult, i-am luat puțin mai mărișori. Practic îmi place foarte mult că aici au banda asta așa și dacă sunt foarte mari, dar nu sunt foarte mari, pot să îi îndoi. Puțin nu estetic nu sunt foarte urâți nici îndoiți, așa că nu, poate să-i poarte mai multă vreme. Așa. Și tot în oferta asta am găsit o pereche de pantaloni scurți care arată așa. Sunt mai finuți, mai eleganți, mai drăguți, chiar dacă sunt sport. Practic, culoarea este o culoare plăcută, frumoasă. No, și astea trei articole le-am găsit la oferta asta. Și m-am gândit că pentru ăștia ar merge și un tricou, bineînțeles că am mai luat încă un tricou, acesta, galben. Îmi place culoarea asta, îmi place culoarea galben și mi-a plăcut foarte mult că acest albastru se potrivește foarte tare cu albastru de aici și practic am un costumaș. Acesta a fost foarte ieftin, a fost 3 euro, 2,90 euro, un costumaș cu 10 euro a costat, cu maieul sport și pantalonași scurți. Au fost împreună, da, și le-am luat așa. Și apoi încă o pereche de pantaloni și un
un plovăraș, dar mă tem că plovărașul l-am luat puțin mai mare, mai mare, mult mai mare decât îi trebuia lui. Plovărașul arată cam așa, tot cu glugă, așa, de la Erstings Family le-am luat pe ăsta. Arată așa, tot cu bandă din asta pe care poți să o sucești. Așa, am dat, a fost redus de la 13 euro, la redus la 8,99 euro. Așa, arată. Și am mai luat și o pereche de pantaloni verzi. Și, da, verde. Și se potrivește cu, nu știu, cu una dintre bluzițe. Da, și tot mi-a plăcut sistemul, tot așa, se închide cu șnur. Și 12,99 euro. Deci tot ca ceilalți. Practic aceștia, m-am uitat acum seara, dacă mergem undeva seara, practic verdele ăsta s-ar potrivi, cred eu, cu un tricou așa, mai verde, galben, verde crud, și cu un plovăraș așa, închis, acela pe care vi l-am arătat prima dată. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Și puteți să-mi scrieți în comentarii ce aș mai putea să mai filmez pentru voi, ce ar fi interesant pentru voi să mai vedeți.